Bună seara și bine v-am găsit la Actual Regional. Sunt Paul Olar. Universitățile și mediul socioeconomic au nevoie de schimbări fundamentale în legislația care acoperă legăturile dintre cele două medii, de la măsuri care să permită angajarea fondurilor dobândite direct din mediul privat, la modificări fiscale, flexibilitate în achizițiile publice sau măsuri privind participațiile minimale ale universităților, arată Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca într-o scrisoare deschisă transmisă premierului Florin Câțu. Universitatea Clujană cere sprijin pentru o modificare fundamentală de arhitectură și viziune în legislația relevantă pentru relația dintre universități și mediul socioeconomic. Mai multe despre acest demers ne va spune rectorul Universității Babeș-Bolyai, Daniel David. Bună seara, domnule rector! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Pentru început, de ce ați ales să vă exprimați îngrijorările printr-o astfel de scrisoare deschisă? Totdeauna să știți că atunci când Universitatea Babeș-Bolyai iese cu o scrisoare deschisă, iese după ce a epuizat toate celelalte căi. Altfel spus, noi încercăm de mai mulți ani să discutăm cu ministerele de specialitate, am încercat să discutăm în forurile profesionale, astfel încât atunci când toate căile s-au închis, rămâne ultima soluție, o scrisoare publică, astfel încât să luăm de partea noastră societatea, comunitatea, și împreună să facem presiune asupra decidenților în ideea că reușim să-i facem să se schimbe, să facă lucrurile ok, sau dacă nu, să știm cu toții că nu vor să o facă. Deci acesta a fost motivul pentru care am mers pe ideea de scrisoare deschisă. Ce ați transmis în această scrisoare deschisă? Mai exact. Bun, în această scrisoare deschisă ați făcut o sinteză foarte bună. Deci, practic, noi cerem o regândire a legislației care guvernează relația universităților cu mediul socioeconomic. Fiindcă, vedeți ce se întâmplă, la fondarea lor, universităților li se cerea un lucru mai simplu, li se spunea să predea bine cunoașterea care exista. Exista în zona bisericii, exista în zona filozofiei clasice, în zona filozofiei grecești, în zona filozofiei romane. Cu timpul s-a mai adăugat o misiune și anume nu doar să predăm lucrurile care erau cunoscute, să generăm cunoaștere. Și asta este componenta de cercetare. Da? Începând cu mijlocul, sfârșitul secolului 20, sigur în România mai recent, universităților li se spune că nu ajunge să genereze cunoaștere prin cercetare, nu ajunge să o disemineze bine prin predare, ci trebuie să o utilizeze pentru a putea produce schimbări în mediul socioeconomic. Da, numai că asta, a treia misiune, vine cu blocaje majore într-o țară care încă este grevată mai degrabă de o legislație veche, pe alocuri de inspirație, aș spune eu, comunistă. Să vă dau câteva exemple concrete. Dacă am un parteneriat cu mediul privat, câștigurile sau veniturile, dar nu numai din parteneriate, din donații, din sponsorizări, deci fondurile private, odată ce intră în Universitatea Babeș-Bolyai, încep să aibă regimul fondurilor publice cu toată birocrația și cu toate aspectele legate de achizițiile publice și așa mai departe. Altfel spus, orice flexibilitate a fondurilor private se pierde atunci când ele intră în universitate și lucrurile se birocratizează extraordinar de mult. Sau dacă încercăm să facem, nu știu, spin-off-uri, start-up-uri prin care să transferăm cunoașterea și tehnologiile pe care le avem în mediul privat, din nou avem probleme majore să capitalizăm cu fonduri publice acele demersuri sau acele societăți comerciale. Iar după aceea problema este și mai complicată, fiindcă dacă ai și un partener în acest demers, el efectiv își pierde interesul, fiindcă fondurile pe care ele poate pune la dispoziție și dinamismul acelor fonduri nu se compară cu rigiditatea și cu inerția care sunt aduse de fondurile publice. Un alt exemplu, ca să înțelegeți cum ne afectează nu doar pe componenta socioeconomică, ci chiar pe componenta de cercetare. În vremurile în care trăim, așa cum am spus și în scrisoarea deschisă, nu mai ajunge să faci bine lucrurile. Trebuie să le faci foarte bine, chiar excelent, și să le faci primul. Dar dacă tu, spre exemplu, ca universitate publică, dacă ai nevoie de un aparat anume, de niște substanțe anume și ai nevoie de ele săptămâna viitoare sau peste o lună, fiindcă este o competiție cu alte universități, cu alte instituții și tu trebuie să treci prin toată procedura achizițiilor publice în această zonă, vă dați seama că orice avantaj competitiv este de fapt imposibil. Și atunci, pe hârtie, cerem universităților românești
relație cu mediul socioeconomic, să-și transfere cunoașterea astfel încât să contribuie la dezvoltarea societății. Le criticăm că în rankinguri n-au o performanță bună, dar legislația este astfel gândită încât și să vrei să faci aceste lucruri, nu le poți face. Metafora pe care am dat-o în scrisoarea deschisă a fost aceea în care te pui să alegi la 100 de metri garduri, dai niște pietre legate de picioare, iar când ajungi ultimul, toată lumea te critică și te întreabă, dar de ce ai ajuns ultimul? Cam în situația asta suntem acum. Cum ar trebui să fie modificată legislația fiscală pentru a oferi un sprijin real universităților din țară? Bun, aici sigur, noi am semnalat problemele, avem și soluții. Un lucru simplu, evident că banii pe care îi primim din fonduri publice, acei bani trebuie să rămână în regimul fondurilor publice. Dar dacă noi reușim să atragem bani din fonduri private, chiar dacă intră în universitate, ei ar trebui să se supună reglementărilor specifice fondurilor private, să nu fie în zonă, să nu treacă sub incidența regulilor fondurilor publice. O altă schimbare, să ne lase să fim mult mai flexibili în achiziții, mai ales în zona de cercetare. Când e vorba de competitivitate, să nu mai urmezi procedurile clasice de achiziție publică. Sigur, asta nu înseamnă că nu trebuie să fie controale, nu trebuie să fim atenți la cheltuirea banului, dar cele două nu sunt incompatibile. La noi a apărut această idee că ca să protejăm banul public, facem proceduri complicate, astfel încât, sigur că protejăm banul public, dar îl protejăm atât de mult încât nu mai este eficient. Iată, două lucruri simple care se pot face. Fondurile private în universitate să rămână în același regim și să se flexibilizeze, de exemplu, achizițiile publice în zona cercetării competitive. Sigur, sunt și altele. Să nu fim suspicionați mereu dacă vrem să dezvoltăm spin-off-uri, start-up-uri, societăți comerciale, spre exemplu, să ne gândim că știți care este discursul automat, este că ok, ăștia vor să facă ceva cu fondurile publice. Păi n-ai cum să faci demersuri antreprenoriale decât prin startup-uri și prin parteneriate cu mediul socioeconomic. Altfel, ce facem? Facem iar companii de stat? Cum ar trebui să fie elaborate actele normative care să prevadă participațiile minimale ce pot fi asumate de către universități? Nu știu. În primul rând, sigur, trebuie să vedem dacă există deschidere din partea guvernului și de-aia ne-am adresat primului ministru, fiindcă legislația nu ține de un singur minister. Unele aspecte se află în zona Ministerului Finanțelor, altele în zona Ministerului Economiei, altele în zona Ministerului Educației, altele în zona Ministerului Cercetării, dar premierul, dacă consideră că acest lucru este important și vrea competitivitatea universităților românești, trebuie să dea semnalul că se dorește, iar apoi putem discuta pe probleme specifice și venit cu soluții diverse. Eu n-am pretenția că soluțiile pe care noi le-am descris acolo sunt singurele, unicele sau cele mai bune. Noi am dat niște soluții, dar ne putem gândi și la altele. Uite, de exemplu, când e vorba, ca să merg exact pe ce ați spus dumneavoastră, când este vorba de parteneriate cu mediul privat pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală, mereu ne gândim ce procente să punem. Că, bun, suntem instituție publică, ne gândim, ok, să avem majoritate la UBB, punem 60% UBB, 40%, nu știu, partenerul privat. Numai că partenerul privat spune cum 60% la universitate când am o contribuție mai mare. Bun, atunci sunt dispus poate să mă duc sub 50%, dar mă tem că atunci când se fac verificări sau sunt tot felul de analize, sunt întrebat ca instituție publică de ce din demersul respectiv eu am nu știu, un câștig, de exemplu, minoritar, iar partenerul privat are câștigul majoritar. Păi, eu totdeauna mie îmi vine să spun câștigul minoritar este mai mult decât zero. Numai că în același timp, repet, ca instituție publică ai mereu acest risc. Atunci trebuie să vină statul să clarifice. Nimeni nu spune să ne impună direct anumite, nu știu, cote sau anumite procente. Trebuie să ne dea câteva lucruri care să funcționeze sub formă de ghid, ca după aceea în autonomia universitară, în funcție de proiectele pe care le ai, să poți să stabilești în limitele stabilite, să stabilești sigur procentele și de participație și de profit în funcție de demersul specific. Fondurile provenite din mediul privat, menite să susțină în mod direct programele de studii și activitatea din universități, din păcate sunt reduse. Aici care ar fi cauza, explicația? Mă rog, sigur, cauza este că nici firmele nu sunt foarte interesate, în sensul că, sigur, impozitul, deci nu sunt afectate, adică nu au niciun beneficiu dacă investesc major în programele educaționale, în programele
universitare și atunci îți este nevoie de a se gândi un regim de, nu știu, scutire fiscală, de anumite facilități. Repet, nimeni nu are o soluție anume. Hai să ne uităm cum se întâmplă în alte țări, de ce acolo firmele sunt motivate să investească în programe întregi de licență sau programe întregi de masterat și în România nu sunt interesate. Și totdeauna vei ajunge până la urmă la impozite și la legislație și la birocrația care există în această legislație care guvernează activitatea economică în relația cu instituțiile publice. Ce alte probleme ați mai identificat? În scrisoare? În general? Bun. Problema, sigur, acum n-am menționat-o în scrisoare, dar noi am spus-o mereu. O problemă majoră este cea legată de finanțare. Iarăși, toți trebuie să înțelegem următorul lucru. Universitățile românești nu au finanțare, n-au filă de buget pentru activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare. Noi toți banii pe care îi primim sunt bani pe care îi primim pentru activitatea de predare, învățare, pe componenta educațională. Ori, în lumea modernă, în rankinguri, contează foarte mult componenta de cunoaștere. Nu poți să fii o mare universitate numai să predai lucrurile bune descoperite de alții. Trebuie să fii o universitate care predai bine lucrurile descoperite de alții, dar în același timp ai și tu contribuție la cunoaștere. Ca să ai această contribuție la cunoaștere, îți trebuie filă de buget pentru cercetare, adică trebuie să fii susținut ca instituție publică pentru asta. Mai ales că, uite, spuneam înainte, că mediul privat nu este încurajat să vină în universitate să ajute cercetarea. Și atunci acest lucru este fundamental și toți trebuie să înțelegem că universitățile românești se află în rankinguri pe pozițiile pe care se află și unii suntem nemulțumiți că spunem cum, numai în primele 600 sau numai în primele 1000 sau, nu știu, UBB-ul a mai scăzut 200 de locuri. Ei, asta se întâmplă, fiindcă, uite, din cele trei misiuni, misiunea de cercetare, dezvoltare, inovare nu este susținută financiar. Relația cu mediul socioeconomic, cum am discutat înainte, este efectiv, nu doar că nu este încurajată sau susținută, este, aș spune, blocată, este încurcată prin legislația pe care o avem. Iar pe prima misiune de predare-învățare, subfinanțarea cronică, nu ne ajută să avem numărul de profesori pe care ar trebui să-l avem raportat la numărul de studenți. Deci astea sunt probleme majore. Acum am văzut că pentru prima dată în programul de guvernare și ca urmare a faptului că noi am insistat în ultimii 2 ani foarte mult în orice context public, am spus acest lucru, a fost prinsă ideea de a avea o filă de buget pentru activitatea de cercetare în universități și am înțeles, dar vreau să mă uit cu atenție ca să nu vorbesc din a doua sursă, am înțeles și ministrul a spus și mi-a spus și mie și a spus-o public, că a obținut acest lucru, dar, repet, vreau să-l văd în scris, că, într-adevăr, în bugetul de stat există finanțarea cercetării în universități ca finanțare separată de actul de învățământ sau de actul educațional, ceea ce ar fi un mare câștig, chiar dacă în acest moment, într-un buget de criză, nu te aștepți la sume foarte mari, dar e bine că se creează forma, mecanismul, chiar dacă suma e pusă mai mică în momentul ăsta cât ne permitem, dar având forma, sperăm că în următorii ani să fie tot mai mare. Iată, astea sunt câteva lucruri majore. Mă uit de asemenea la PNRR și mă uit cu teamă, în sensul că, dacă țineți minte, în prima variantă a PNRR-ului, pe toată educația se punea la bătaie cam în jur de 3%, după aceea, prin tot felul de discuții, s-a ajuns în jur de 6%. M-a bucurat ieri ieșirea președintelui foarte asertivă, fermă și bine punctată pentru a obține o finanțare mai mare pe educație din PNRR. Am și spus într-o altă declarație că a fost o ieșire perfectă pentru preuniversitar, dar incompletă pentru educație, în sensul că, sigur că trebuie să creștem finanțarea pentru zona preuniversitară, să controlăm abandonul școlar, analfabetismul funcțional, performanța proastă în testele PISA și așa mai departe, dar în același timp avem nevoie de un buget mai mare pentru învățământul superior, fiindcă cauza principală se află nu în preuniversitar, ci se află în învățământul superior. Noi suntem cei care pregătim profesorii, noi suntem cei care avem o contribuție la curriculum care există în preuniversitar, ori dacă noi suntem mai puțin performanți și profesorii vor fi prost pregătiți și învățământul preuniversitar va merge foarte prost. Uite, și am spus în spațiu public acest lucru, în Ungaria s-a pus la bătaie 25%, atenție, nu 2,5%, 25% din, cu ghilimele de rigoare, PNRR-ul lor,
doar pentru învățământul superior. Sigur, când am spus asta, automat unii care încercau să se apere spuneau, bun, dar acolo este o reformă a universităților și nu este o reformă bună. Nu mă interesează reforma universităților din Ungaria. Eu vreau mecanismele pe care le avem noi, dar mă interesează finanțarea universităților din Ungaria și, repet, oamenii aceia au pus 25% din PNRR-ul lor la bătaie pentru învățământul superior. Eu vă spun ce se va întâmpla. Se va întâmpla că în 4-5 ani Ungaria va avea vreo 6-7-8 universități în top 200, top 300. Acele universități vor asigura competitivitate țării, competitivitate Ungariei în diverse domenii, competitivitatea se va întoarce ca bunăstare pentru populație. În același timp, acele universități care vor fi top 200, top 300 vor atrage studenți internaționali care vin cu bani, vor atrage cadre didactice și cercetători internaționali, ceea ce o să crească din nou calitatea mediului academic. Deci, practic, cu o astfel de politică creezi și brain gain, adică aduci inteligență la tine în țară și previi brain drain-ul, adică previi ca, nu știu, creierele, oamenii deștepți și oamenii creativi să plece în alte universități. Noi ce facem? Noi păstrăm universitățile românești așa într-o zonă de supraviețuire, le mai și criticăm că nu sunt ranking-uri pe nu știu ce locuri, mai facem și mare caz când mai scad nu știu ce ranking 200 de locuri. Bun, de ce ar vrea un tânăr român atunci să rămână la universitate din țară și să nu meargă, nu știu, în Ungaria, în Cehia, ca să nu mai vorbesc de țările vestice sau Marea Britanie și Statele Unite ale Americii? Deci eu aștept ca în PNRR lumea să se trezească, să înțeleagă că avem ocazia să reparăm educația. Și dacă reparăm educația, atât cea legată de învățământul superior, cât și cea legată de învățământul preuniversitar, după aceea putem gândi ce reforme vrem în alte domenii. Dacă noi nu reparăm educația, n-ai ce reforme să gândești nici în economie, nici în sănătate, nici în transporturi. Și vă spun de ce. Fiindcă totdeauna specialiștii pe care îi formăm în mediul universitar nu o să fie foarte competitivi. Și atunci ce reforme vrei să faci și cu cine? Deci miza mare este asta. Cât se va pune la bătaie din PNRR pentru educație? Parlamentul European a sugerat un minim de 10% pentru educație. Noi încă suntem sub procentul ăla, eu sper să ne apropiem de 10%, dar mi-ar plăcea să fie undeva între 10 și 25% ca să luăm sugestia Parlamentului European și cât a dat Ungaria. Și atenție, când spun 25% în Ungaria, mă refer la 25% doar pentru învățământul superior. Nu intra și zona preuniversitară. Dar la noi ar fi bine, undeva peste 10% toată educația ar fi un lucru extraordinar. La această scrisoare deschisă, trimisă premierului Câțu, ați primit vreun răspuns până la ora actuală? N-am primit un răspuns. Acum eu vă spun sincer, și când am trimis-o, noi am trimis-o la alte spre după masă seara, în mod normal nu te aștepți la o zi să și primești răspunsul, cu atât mai mult cu cât premierul a fost plecat din țară, este prins în discuția bugetului de stat. Dacă îi pasă și dacă va da atenția acestui demers, eleganța cred că ar trebui să-l determine să ne dea un semn săptămâna viitoare. Dacă nu primim un semn săptămâna viitoare, e clar că scrisoarea noastră a rămas fără ecou. Asta nu înseamnă că acțiunile noastre vor înceta. Când vom avea ocazia în diverse contexte, inclusiv publice, vom reaminti aceste lucruri, sigur, într-o notă mai critică, dacă nu se face și nu s-a făcut nimic. Aici a fost o speranță mare, pentru că avem un nou guvern care vorbește explicit despre modernizarea și despre dezvoltarea României. Avem un premier care vine dintr-o zonă economică cu studii și în străinătate și ar trebui să cunoască aceste mecanisme de acolo. Deci este, ca să spun așa, un context favorabil, dar vom vedea săptămâna viitoare dacă primim un semn sau nu. La Cluj ați început să lucrați mai direct cu mediul privat față de alte orașe, față de alte universități. Care a fost din acest punct de vedere strategia? Cum ați gândit totul? Cum reușiți să atrageți oameni din mediul privat? Bun, strategia a fost destul de clară. Universitatea Babeș-Bolyai și-a ales acest profil world class încă din, sigur, cu profilul, cu un astfel de program am câștigat eu poziția la rectoratul universității, dar și din poziția de prorector pe care am avut-o între 2016-2020, am promovat mereu această componentă world class, care înseamnă cele trei lucruri pe care vi le-am spus. Adică suntem o universitate care generăm cunoaștere prin cercetare, în timpul generării cunoașterii facem educația studenților,
și transferăm cunoașterea spre mediul socioeconomic. Deci acel transfer este fundamental și transferul este, sau legătura este una bidirecțională și noi transferăm cunoaștere spre mediul socioeconomic și în același timp mediul socioeconomic este binevenit în universități. Uite, spre exemplu, ce am făcut foarte recent prin hotărârea Consiliului de Administrație și după aceea Senatului Universității, practic noi am deschis posibilitatea de a avea oameni din mediul socioeconomic care să susțină nu doar lucrări și seminarii, ci și cursuri cu calitatea de specialist. Fiindcă de obicei în mediul universitar este o regulă generală care spune că ca să poți avea un curs, trebuie să ai doctorat în domeniu. Vă dați seama că foarte mulți oameni de business, oameni care lucrează în mediul economic, n-au doctoratul, n-au fost interesați, n-au ce să facă cu el în zona respectivă. Nu îi ajută foarte mult. Și atunci eram într-o situație paradoxală în care oameni cu experiență extraordinară în mediul socioeconomic nu puteau să țină cursuri care erau relevante pentru domeniul respectiv. Și avem mecanismul specialistului, ca să-i spun așa, așa se și numește specialist, care primește dreptul de a preda nu doar seminarii, lucrări, ci și cursuri, astfel încât noi așteptăm pe cât mai mulți oameni motivați să se implice în programele Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Fiindcă, repet, este a treia misiune fundamentală pentru o universitate or class și trebuie să ne obișnuim că nu ajunge doar să faci cercetare, să predai bine, trebuie la un moment dat ca rezultatele cercetării să se întoarcă spre oameni și spre societate, să creeze un bine social, să dezvolte mediul socioeconomic. Pentru acest demers al UBB, cât de importantă este colaborarea cu celelalte universități din țară? Pentru că sunteți în aceeași situație. Există o colaborare? Susțin oamenii ceea ce ați exprimat dumneavoastră și colegii dumneavoastră în scrisoarea deschisă? Sigur că dacă s-ar produce acele schimbări ar fi utile pentru toate universitățile. Acum, nu vă ascund că eu am încercat să discut aceste lucruri în cadrul mai general. Oamenii spuneau că da, e foarte bine, dar e foarte ambițios, nu o să se poată face, hai să ne focalizăm pe lucrurile mai mici pe care le putem totuși obține. Ori eu mereu am fost de părerea că dacă vrei să obții rezultate, trebuie să faci schimbările paradigmatice care duc la acele rezultate pe care le aștepți. Altfel, nu are sens să te joci într-o paradigmă așa prăfuită, să fii printre primii în paradigma respectivă. Deci, cu siguranță, sunt mai multe universități interesate, nu toate sunt foarte active, dar dacă s-ar schimba unele lucruri pe linia sugerată de noi, am beneficia toți, ar beneficia întregul mediu academic. Cât de mult depind universitățile de astfel de reforme pentru a putea fi competitive și mai competitive? N-am înțeles întrebarea. Cât de mult sunt deschise universitățile? Mult depind universitățile de astfel de reforme pentru a fi și mai competitive? Foarte mult. De exemplu, noi totdeauna când vorbim de rankinguri, lumea să nu-și imagineze că rankingul înseamnă așa un scor pe care îl primește universitatea în funcție de cât de bine predă. Rankingurile, cele mai multe rankinguri au trei mari criterii. Unele criterii care se referă la componenta educațională, un alt criteriu care se referă la componenta de cercetare, publicații, granturi și așa mai departe, și o altă componentă care se referă tocmai la relația cu mediul socioeconomic. De exemplu, câți bani ai atras din mediul privat, câte spin-off-uri și start-up-uri ai făcut, câte patente ai. Cât bani ai atras prin valorificarea patentelor. Deci noi când spunem că UBB-ul se află nu știu ce ranking într-o nu știu ce poziție bună, să știți că în cele mai multe rankinguri, e drept, nu toate, dar în cele mai multe, ai toți acești trei indicatori și vă dați seama că dacă una din aceste misiuni este nu doar slăbită, aproape blocată, ca să spun așa, și poziționarea noastră în rankinguri n-are cum să nu fie afectată. Cu toate astea, și UBB-ul și universitățile românești, cu siguranță cele din Cluj, cu care noi colaborăm bine, Universitatea Tehnică, Universitatea de Medicină, USAMV-ul și celelalte, noi toți am crescut în ultimii ani și cu toate astea, paradoxal, în diverse rankinguri nu se prea vede, fiindcă noi creștem, dar creștem puțin și creștem greu, în timp ce cei din jurul nostru cresc mult mai mult și mult mai repede. Repet, v-am dat exemplu Ungariei, dar putem vorbi și despre Cehia, Polonia, dacă vreți, ca să mă refer doar la țările cu care am putea intra în competiție, că dacă e vorba să vorbim de universitățile din spațiul vestic, distanța încă este mare, destul de mare. Un mesaj la final de emisiune, ce sperați pentru viitorul apropiat când veți primi și un răspuns la scrisoarea deschisă?
Sigur, aș aștepta ca premierul să înțeleagă importanța schimbării de arhitectură în legislația care guvernează legătura între universități și mediul socioeconomic și mă aștept pe termen scurt să văd că PNRR-ul dă un procent consistent educației și se înțelege că învățământul superior este fundamental și că România trebuie să aibă în viitor 5, 6, 7 universități care să fie susținute ca să fie competitive nu doar în țară, ci la nivel internațional, fiindcă asta duce, cum am dat exemplu înainte, o mulțime de beneficii nu doar pentru acele universități, ci pentru țară și pentru populație. Domnule rector, vă mulțumesc pentru explicații și pentru prezența în emisiune. Doamnelor și domnilor, ediția noastră a ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți alături de TVR Cluj. La revedere!